Ți se pare că nu te mai iubește nimeni? Uită-te la cei câțiva zeci de mii de copii orfani din România și nu o să mai spui că nu te iubește nimeni. Ți se pare că nu mai vezi nicio scăpare? Aici intervine credința, dragii mei. Vă dau un verset despre Dumnezeu care poate schimba orice situație. Isaia 43:19. Iată, voi face ceva nou și gata să se întâmple. Voi face un drum prin pustie și râuri în locuri săcetoase. Slăviți să fie Domnul! Dragii mei, nu există situație pe care Dumnezeu să-L depășească. Mă gândeam la un copil care se plângea și el și exagera, avea niște adidași mai uzați și era undeva într-un parc. Și copilul ăsta se uita la adidașul lui și tot se plângea și spunea că are cei mai urâți din lume și cei mai vai și amar adidași. Și-a văzut, când s-a uitat mai bine, un copil îmbrăcat, curat, cu adidaș, noi nouți, stând pe o bancă, liniștit. Și-a zis copilul, vreau să fiu ca și copilul acela. Vreau să fiu ca el, să am adidașul lui, să am pantalonii lui, să fie exact ca și el. Și după câteva minute vine mama cu căruțul acela, știți? Și l-a pus pe copil acolo. Atunci copilul ăsta a început să plângă și a zis, am crezut că eu mă plâng că n-am adidaș, alții n-au picioare. Știți? Alții n-au picioare. Dragii mei, cred că dacă ne vom uita în viața noastră cu atenție, vom găsi motive nu de exagerare negativă, ci de mulțumire. Că Dumnezeu ne-a făcut mult bine. Atunci când vine depresia, când vine îngrijorarea, caută să te sprijini de un lucru bun din familia ta. Uită-te la ceva bun. Nu te uita numai la negativ, cum a făcut Ahab, că ăla a omorât pe proroci, exact cum spunea fratele Colin aici. Nu. Uită-te la un lucru pozitiv, că toți avem momente în care Dumnezeu a lucrat în viața noastră și ne putem ancora de ele ca să trecem mai departe peste ele. Doamne, ajută-ne la asta. Și în ultimul rând, știți când oamenii ajung în depresie și ajung în cea mai acută stare, când ei simt că nu mai sunt folositori pentru nimeni și pentru nimic și nu mai au niciun scop pentru care să trăiască. Ilie a crezut că gata, s-a terminat tot și a zis, Doamne, zice, nu mai, mai bine i-am viața, destul, e suficient. Am fost pe Carmel, am făcut aia și aia, e suficient. Auzi ce spune Domnul, Ilie, nu ți-ai terminat treaba, du-te, întâi împărați 19:15, unge pe Hazael, unge pe Jehu și unge pe Elisei. Tu nu ți-ai terminat treaba, dragii mei, Dumnezeu îi pune o întrebare lui Ilie, ce faci tu aici? Vreau să vă pun o întrebare, credeți că Dumnezeu nu știa ce face Ilie? Fac o paranteză, dacă vrei să ajuți pe cineva care e în depresie, întreabă-l și ascultă-l. Dumnezeu îl întreabă de două ori și îl ascultă pe Ilie de două ori, pentru că omul care e în depresie, în necaz, se închide. Tu trebuie să mergi să găsești o portiță, să-i pui o întrebare, să-l asculți, să vezi ce spune omul acela. Și apoi spune-i la omul acela, tu ai un scop pentru care trăiești, Dumnezeu te-a făcut pentru un scop. Nu mai spune că nimeni nu te iubește, nu mai spune că nimeni nu te bagă în seamă, tu ai un scop pentru care trăiești, Ilie, ridică-te și du-te. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi că diferența dintre oamenii care trăiesc fără Dumnezeu și oamenii care trăiesc cu Dumnezeu, știți care este? Diferența colosală. Cei care trăiesc cu Dumnezeu înțeleg că merită să trăiască, că au un scop clar pentru care să trăiască. Cei care trăiesc fără Dumnezeu cred că scopul e doar să pune beceauri la casă. Cei care trăiesc fără Dumnezeu cred că singurul scop e să-și facă o viață mai bună, confortabilă aici. Nu. Și de ce noi suntem în viața astăzi? Din două mari motive. Unu, să ne mai pocăim. Amin? Dacă nu vă veți pocăi, toți veți peri. La fel spune de Iisus Hristos. Că vă întrebați de ce voi trăiți și aia au murit. Pentru ca să vă mai pocăiți. Și doi, suntem în viață, noi care trăim cu Dumnezeu, pentru că încă nu ne-am terminat ogorul de lucrat. Încă nu ne-am terminat misiunea. Dragii mei, cel mai ușor diavolul îl înfrânge pe cel care spune că trăiește degeaba. Cel mai ușor. Să știți un lucru și mă apropii de final. Când lucrarea noastră se va termina, nu o să fim în depresie, vă garantez. Când lucrarea noastră se apropie de final, nu o să fim în depresie, ci vom fi liniștiți. Nu vom cere moartea, ci vom vorbi liniștiți despre moarte. Argumentez biblic, 2 Timotei 4, revin la Pavel în închisoarea din Roma. Ce-o zis către Timotei? Adum antidepresivele că mă așteaptă ăsta cu sulița la ușă, mă, și nu mai pot. Așa o zis Pavel. Dragii mei, Pavel s-a uitat în spate și a terminat lucrarea. Eu sunt gata, 2 Timotei 4:6, să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Ascultați!
O zis Pavel, eu sunt gata, eu mi-am terminat misiunea, pot să plec la Dumnezeu. Eu nu trebuie să implor moartea, ea vine. Timotei, tu nu ești gata. Ascultați alt verset, spune Timotei, tu continuă-ți lucrarea. Tu fitrează în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist. Timotei, tu n-ai terminat. O să mai fie necazuri, o să mai fie întrebări, o să mai fie pietre, o să mai fie lovituri. Timotei, tu nu ți-ai terminat încă ogorul. Continuă să lucrezi. Tu fii treaz și fă-ți slujba. Și într-o zi, când vei ajunge la final, vei fi liniștit ca și mine? Nu va trebui să implor moartea? Nu va trebui să spui, Doamne, ia-mi viața că nu mai suport pe ăștia care mă bajocorez? Nu. Vei spune, Doamne, mă uit în spate, mă uit în față, de acum mă așteaptă cu nună.